Senatul Statelor Unite a adoptat un proiect de lege privind securitatea Mării Negre. Amendamentul referitor la Marea Neagră a fost votat în cadrul legii privind autorizarea bugetului apărării pentru Statele Unite. Acest proiect va merge în Camera Reprezentanților și dacă va trece și acolo, atunci situația de securitate în Marea Neagră se va schimba radical. Despre această nouă discuție în Statele Unite și care, iată, vizează țările cu deschiderea la Marea Neagră, comentăm și noi chiar acum cu Răzvan Muntanu, realizatorul emisiunii Czech Media. Bun găsit! Bună seara! Ce semnal ar fi acesta pentru România și nu numai? Pentru că vedem ce s-a întâmplat în ultima perioadă în Marea Neagră. Rușii au anunțat și ei că vor face exerciții aici și că nu ar trebui să implice niciun risc acestea. Este o realizare foarte mare din punct de vedere a politicii externe pentru România. Trebuie să recunoaștem că România este singurul stat riveran al Mării Negre, membru NATO, care a susținut aprobarea Black Sea Security Act pentru că a promovat interesele sale în concordanță cu cele ale Washingtonului la Marea Neagră. Nici Bulgaria, nici Turcia nu au fost atât de încântate privind acest aspect. Bulgaria, știm foarte bine, s-au opus inclusiv creierii unei flote comune a statelor riverane membre NATO. Turcia încearcă să-și împartă sfera de influență în regiunea Mării Negre împreună cu Federația Rusă. De altfel, Turcia este și puțin criticată în acest document, unde se menționează faptul că politica sa a Turciei prezintă un comportament contraproductiv și poate alimenta tensiunile în regiune. Pe de altă parte, Statele Unite par să arate că înțeleg că Marea Neagră este în continuare importantă, deși după anexarea ilegală a insulei Crimeea din 2014, atât NATO cât și SUA s-au focusat asupra Mării Baltice, în zona de nord a Europei, deși România a fost singurul stat din regiune care a încercat să atragă atenția asupra Mării Negre, susținând că pericolul de insecuritate va rămâne aici, în regiune, și atât că se întâmplă, am asistat la invazia Ucrainei de către Federația Rusă și la acest război care durează mai bine de un an și câteva luni de zile.